convingere pusă de lituanianul Tarolis. Iată combinația superbă cu Karel Guzman, assist Stipanović, Giacomo aruncare de 3, ce intră lui Armin Kane. Și Guzman, slam dunk! Karel Guzman rupe coșul, Dragoș Lungu. Înscrie Kevin Price. Excelent culoarul făcut de Abukar, aruncare de 3 a lui Armwood. Și din nou Dinamo, Price, crossover, Price, coș cu faul, extraordinar. CSM Oradea Focșan, 62-30, coș cu fault aici al lui Stipanović. Excelent Edwards, să vedem dunk-ul. Vine și dunk-ul, mai sunt 20 de secunde. Merge în spate, Armwood, frente de pătrundere, îl trimite la plimbare pe Lăpuște. Aruncă și înscrie pe sirenă. A plecat pe frente Lăpuște. Excelent jucător al statului Mali. Aruncă Tarolis, 3 puncte. Armwood, coș cu faul. Extraordinar se duce Armwood. La cât e de înalt, aproape de capcană au fost cei de la Cluj, care au făcut rost până la urmă de minge. Guzman, power dunk! Extraordinar! Karel Guzman Abreu trece de Năsturescu și rupe coșul. Dixon, frente de aruncare, aruncă Richard până la urmă de 3 și înscrie. Dixon față în față cu Carlton, stop shoot-ul lui Dixon de 3, înscrie. Coș pe sirenă. Reușit de Armin Kane. Guzman, Vida de 3, înscrie. Coș cu fault. Extraordinar Armin Kane. Armwood vine să ajute Price. Înscrie Armwood pentru Abukar. Aruncă și înscrie până la urmă Dixon pentru Stipanović. Coș cu foul, Andrija Stipanović. Coș de 3 reușit de Clujeni. Minge recuperată de Stipanović. Acum Dixon pasă pentru Edwards. Slam dunk Edwards. Timeout Dinamo. Armwood, înscrie Armwood de la liberă. Accelerează Kane, scoate până la urmă la Casale în 0 grade. Casale, 3 puncte. Clujul rămâne neînvins, oprește seria de 4 victorii consecutive a celor de la Dinamo. Evident, nu a fost un meci bun din partea noastră. Mă bucur că am găsit soluții și în aceste condiții să câștigăm. Am avut și o mică problemă cu accidentarea lui Mike Dixon, care a jucat practic într-un picior în repriza a doua. Trebuie să-l integrăm, e un jucător foarte bun care ne dă stabilitate și ne dă calitate, însă e primul meci, nu e foarte pregătit, nu e la același nivel cu ceilalți și e nevoie de timp, însă s-a văzut și astăzi când au fost momente importante, ne-a ajutat cu coșuri importante. We're not too happy with our performance, but at the end of the day we came up with a win, so we can take that away from the day, we got a win, but like I said, this is not usually how we play, so we had too many turnovers and you know, 24. Yeah, exactly. So next game we got to come back, less turnovers. I can't believe we won with that many turnovers. So the fact that we still put out the victory is just something we can take as a positive from this game.